Acum 2 luni jumătate am suferit un accident de motor destul de grav în care mi-am fracturat tibia stângă, pumnul drept și mi-am fisurat și pumnul stâng. Astăzi, după 2 luni jumătate, pot să spun că acest accident mi-a schimbat viața cu totul și voi povesti în acest vlog experiența aceasta prin care am trecut. Chiar dacă nu este ceva legat neapărat de spiritualitate sau hipnoză, veți observa că sunt anumite trimiteri în această povestea călătoriei noastre prin viață și reușesc să văd acum mult mai clar lucrurile decât le vedeam înainte. Salutare, eu sunt Dragoș Roșu, hipnoterapeut și coach și pe acest canal vei găsi informații foarte interesante despre spiritualitate și dezvoltare personală. Dacă ești interesat de munca mea și informațiile pe care le aduc aici, atunci te voi ruga să apeși și butonul de subscribe. Așadar, au trecut 2 luni jumătate de la acest eveniment neplăcut pe de-o parte, dar foarte bine primit pe altă parte. Eram în drumul meu spre Piatra Neamț, eu am copilărit în Piatra Neamț, și la ieșirea din Focșani, exact după ce am ieșit din sensul giratoriu în drum spre Ajud, am avut un camion în fața mea, un camion care tocmai ieșise și el din sensul giratoriu, eu m-am luat după el și în fața lui se oprise o mașină care voia să facă stânga. Viteza nu era foarte mare. Dacă viteza ar fi fost mai mare, probabil că nu aș mai fi fost aici. Și acest camion a stat până în ultimul moment și a virat dreapta pentru a evita autoturismul care era în fața lui și fără să semnalizeze de sigur. Și după ce el a tras de volan, mi l-a descoperit pe domnul care era în fața mea și făcea stânga și chiar dacă am apăsat frânile la maxim, nu am reușit să-l evit și am intrat frontal în el. Mi-am încleștat pumnii în frâne și în momentul impactului am zburat peste, pentru că mâinile mele erau foarte, foarte fixe pe ghidonul motorului, am zburat peste și capul a fost primul care a atins luneta autoturismului din față, geamul din spate adică, și după ce am avut impactul în cap, am căzut efectiv pe o parte și de acolo m-a luat ambulanța. Din aceeași poziție n-am putut să mă mișc absolut deloc. Probabil că durerea din acele momente a fost o durere fizică foarte mare, cu toate că am fost foarte norocos, nu am avut absolut nicio problemă cu capul, cu coloana vertebrală, cu organele. În schimb, aproape toate membrele mi-au fost afectate. Dar durerea a fost foarte... A existat o durere foarte mare emoțională și mentală, pentru că nu mă așteptam niciodată să se întâmple așa ceva. Și acum, ca să mă duc puțin în trecut, cu câteva luni în urmă, încă de când m-am întors din Brazilia, am fost plecat în Brazilia din ianuarie până în luna martie-august, de atunci din luna august până în luna iulie, când s-a întâmplat accidentul, am avut o perioadă foarte dificil, este mult spus, dar am avut o perioadă mai grea în care nu mă regăseam, în care cumva lucrurile nu se mai aliniau pentru mine, eram într-o stare destul de proastă și mi-a fost greu să găsesc din nou recunoștință în ceea ce făceam, să văd lucrurile pozitive din viața mea. Am avut așa o... Nu am avut o cădere, nu am avut o depresie, dar a fost o stare de nesatisfacție, neîmplinire. Mă simțeam ca și cum nu am niciun rost, nu am niciun sens. Cu toate că încă aveam clienți pe partea de hipnoză, mergea destul de bine. Un lucru pe care nu l-am spus niciodată în acest vlog este că eu sunt și coreograf, lucrez ca și artist și fac acest lucru de la 14 ani, inițial ca și dansator și în ultimii 10 ani probabil ca și coreograf. Am lucrat și încă lucrez cu diverse teatre din București, cu diverse televiziuni și mi-am descoperit această pasiune pentru hipnoză acum câțiva ani și de atunci activez și ca hipnoterapeut. Și văd această parte de terapie în viața mea ca pe o poartă către autocunoaștere, o poartă către ajutorul oferit celorlalți și un mod minunat de a aduce o contribuție, de a fi o contribuție aici pe planeta aceasta. Pot să spun că în aceste luni, din aprilie până în momentul accidentului, am avut o anumită tristețe pe care o purtam și pe partea aceasta profesională cu
coreografia cu dansul și mi-au căzut câteva proiecte în care trebuia să fiu. Am fost puțin dezamăgit și am purtat această dezamăgire cu mine. Acum aș putea să spun că modul în care gândeam și modul în care mă simțeam, această dezamăgire, acest sentiment de neîmplinire, eu l-am tras și l-am amplificat în aceste luni dinainte accidentului. Și toată această nesatisfacție, după momentul accidentului, s-a transformat într-o recunoștință totală. Chiar dacă prima zi a fost mai dificilă, prima zi în care am avut accidentul și durerile erau foarte mari, apoi după 3 zile când am avut operația și în acele zile m-am simțit total inapt de a face nimic, de a gândi ceva, cu toate acestea am simțit o recunoștință totală pentru faptul că am supraviețuit în primul rând, că încă sunt în acest corp și acum, după ce v-am făcut așa un istoric a ce s-a întâmplat înainte, haideți să vă spun ce s-a întâmplat după. Imediat după accident am fost dus la spitalul de urgență din Focșani. Nu am preferat să rămân acolo și am ajuns în București cu ajutorul tatălui meu, care m-a dus cu mașina. Nu am vrut să merg cu ambulanța pentru că 2 ore jumătate să merg cu ambulanța în acea poziție, în acel pat de fier, nu a fost o opțiune pentru mine și cumva am avut ajutorul tatălui meu, căruia îi mulțumesc foarte mult că a fost acolo și m-a ajutat. Și după ce am ajuns la București, m-am internat următoarea zi și la 4 zile după accident deja eram în operație. Operația a decurs foarte bine și la 2 zile după operație, când soția mea a venit să mă viziteze, a descoperit și că este gravidă. Deci, cumva a fost un... aș vrea să folosesc cuvântul șoc, dar șoc este un cuvânt neplăcut, așa că aș folosi cuvântul binecuvântare. A fost o binecuvântare acest accident din anumite puncte de vedere. Cu siguranță mi-a pus un mare stop pe partea de dans, pe partea de coreografie, pe domeniul profesional în care activam majoritar, dar a venit cu niște lucruri extraordinar de minunate în viața mea. Cumva aș spune că Universul sau Dumnezeu sau Sursa le-a pus cap la cap foarte inteligent, astfel încât să am parte de o pauză bine meritată, o pauză în care să continui să, și de fapt să dau mai multă atenție lucrului cu mine însumi, să pătrund mai adânc în interiorul meu și să curăț acele lucruri din interiorul meu care mă țineau în loc, acea nesatisfacție, acea neîmplinire, acea gândire pe alocuri ușor negativă câteodată sau acea dezamăgire, și a venit cu multe daruri pentru mine. Primul dar este acesta de a fi tătic. Și al doilea dar este că am simțit un ajutor extraordinar din partea oamenilor, din partea prietenilor, din partea cunoștințelor, din partea familiei. Am observat o grijă foarte, foarte mare pe care ceilalți mi-au purtat-o și gândurile lor și ajutorul pe toate planurile, nu numai emoțional, dar și financiar. Și am avut prieteni care timp de o lună de zile au venit aproape în fiecare zi și mă ajutau. Chiar și după ce am ieșit din spital, mă ajutau cu mâncarea, mă ajutau cu multe lucruri de care aveam nevoie, pentru că am fost imobilizat la pat cam o lună de zile, o lună și ceva. A fost o perioadă foarte dificilă, pentru că m-am simțit neputincios și am avut nevoie de ajutor în toată perioada aceasta, dar realizarea cea mai mare a fost că am fost atât de plin de recunoștință de toate aceste persoane care au fost în jurul meu, într-un fel sau altul, și mă consider norocos din toate punctele de vedere. Unul, pentru că încă sunt în viață și acel accident, dacă poate mai aveam vreo 20-30 de kilometri la oră în plus, poate că nu mai eram aici. În al doilea rând, pentru ajutorul prietenilor și familiei și cunoștințelor. Și în prima săptămână după accident am fost foarte emotiv, am fost foarte, foarte emotiv și încărcat din punct de vedere emoțional. Într-un mod pozitiv, cred că în fiecare zi m-am simțit atât de vulnerabil încât plângeam, dar nu plângeam pentru că mă simțeam
mă simțeam prost că s-a întâmplat accidentul, nu plângeam pentru că îmi părea rău că nu voi putea să muncesc, că voi sta imobilizat la pat atâta timp sau că nu voi putea merge, ci mă simțeam emotiv pentru că vedeam bunătatea celor din jurul meu și emoția, oricât de subtilă ar fi fost, eu o simțeam mult mai intens în acele momente. Desigur că mă și descărcam, probabil de tensiunea acumulată în mintea, în corpul meu, datorită impactului destul de puternic pe care l-am avut, dar în primul rând mă emoționau gesturile mici, mă emoționau atitudinile oamenilor din jurul meu. Și probabil că m-a emoționat foarte mult și atitudinea soției mele și modul cum mi-a fost alături în toată această perioadă și părinții mei și prietenii mei. Acestea sunt lucrurile pozitive pe care le-am extras din toată această experiență. Cred cu tărie că fiecare incident de genul acesta Dumnezeu îl pune în cale pentru a îți atrage atenția asupra anumitor aspecte. Nu cred că această sursă pe care noi o numim Dumnezeu sau Universul sau cum vreți voi să-i spuneți, nu cred că ea lucrează doar prin elemente pozitive, ci și prin elemente negative. Această dualitate există aici pentru a înțelege și pentru a fi recunoscător de lucrurile pozitive care ți se întâmplă. Dacă ți s-ar întâmpla doar bine, probabil că nu l-ai aprecia așa de mult. De aceea, cumva, aș spune că sursa lucrează prin contrast și vine cu anumite întâmplări, cu anumite semnale de alarmă pe care tu trebuie să le tragi la un moment dat pentru a te trezi. Și eu pot să spun că m-am trezit după această experiență și în fiecare zi sunt foarte recunoscător. Sunt recunoscător și pentru corpul meu care se recuperează foarte bine, aproape de excelent. Doar ca să aveți un exemplu, sunt 2 luni jumate de când am avut accidentul și deja după o fractură destul de serioasă la tibie, unde mi-au băgat două plăcuțe și șuruburi la această mână, la fel, am o operație destul de complicată cu plăcuță și șuruburi, având în vedere că mâna este un membru care are foarte multe osicioare pe aici, se recuperează puțin mai lent decât piciorul, dar e foarte interesant că piciorul este excelent și chiar am început ușor-ușor să calc, să merg cu cârje încă, dar văd evoluție foarte mare. Așa că nu pot fi decât recunoscător pentru toată această experiență minunată și pe care am vrut să o împărtășesc cu voi, în special pentru că am avut foarte multe mesaje de la posibil clienți în perioada aceasta. Unora le-am răspuns, altora nu le-am răspuns pentru că nu aveam starea necesară, dar acum am întors și m-am întors mai încrezător decât niciodată. M-am întors știind că ceea ce fac eu pe partea de terapie și, apropo, mi-am reluat ședințele de terapie, mi-am reluat ședințele de hipnoză doar online pe această perioadă, până pot efectiv să calc și să merg într-un mod normal. Așa că sunt foarte recunoscător și sunt recunoscător pentru capacitatea de a interacționa cu oameni care au anumite probleme și dacă eu pot să fac ceva să-i ajut să vadă soluțiile mai bine, atunci eu mă simt foarte mulțumit. Aceasta a fost experiența mea și am văzut cu adevărat care a fost scopul acestui accident pentru mine și am vrut să-l împărtășesc cu voi. Dacă vă doriți o ședință de hipnoterapie sau regresie, eu o să las un link în descriere și puteți să-l accesați, să intrați în contact direct cu mine și de acolo să vă dau mai multe detalii. Ședințele vor fi doar online în această perioadă, da? Deci nu voi face ședințe la cabinet live, deci vă aștept cu mare drag să-mi scrieți și să știți că toată viața este un parcurs cu suișuri și coborâșuri. Asta probabil că o știm și din filme și din cărți și din viața reală, dar până nu experimentăm noi aceste lucruri, nu le dăm foarte mare atenție. Iar eu am experimentat pe pielea mea acest coborâș ca apoi să am acest urcuș în viața mea. Vă mulțumesc pentru atenția voastră și vă doresc o zi sau o seară minunată. La revedere!